Bună ziua, YouTube! Așa cum ați observat, mai de mult a fost adăugat un item nou, Undersea Blast-ul, care a fost pus deodată cu Mid Pacific Owl, adică o bufniță făcută special pentru studenții de la Mid Pacific Institute. Și astăzi o să vă prezint mai întâi Undersea Blast-ul, iar după aceea Desert Blast-ul. Și să începem cu Undersea Blast-ul. După ce ați cumpărat Blast-ul de la shop cu 15.000, atunci dacă îl puneți pe voi, o să vă ceară să-i dați un nume care nu trebuie să existe. Adică dacă există o lume cu acel nume, nu o să vă dea voie să-l creați. Ocean Word-ul. Și atunci trebuie până atunci să încercați până găsiți o lume, o un nume care să fie neutilizat. După care o să apăreți aici. Eu am făcut câteva modificări. Să nu uitați cum apăreți pe lume, să puneți un word lock, altfel altcineva ce intră poate să vă ia înainte și atunci pierdeți lumea. Pentru început, să vă prezint, de exemplu, Deep Sand-ul este varianta verde a nisipului de pe Desert Blast. După aceea este Deep Rock-ul, este tot varianta verde de la Rock-ul de pe Desert World-uri și iarba marină. Coral-ul presupun că îl cunoașteți aproape toată lumea și cam așa arată o lume. Apar și rechini. O să vi-l arăt. Funcționează ca și Dead Spike-ul sau orice ce vă moară din prima dacă cădeți pe el. Și o să mai apară și meduze multe care funcționează ca și lava-ul sau altceva ce vă, dacă-l atingeți, atunci o să vă lovească, numai nu o să vă omoare din prima. Am observat că dacă săriți pe capul meduzei, atunci vă aruncă o distanță foarte mare. Pe fiecare lume de genul acesta o să găsiți cel puțin o scoică care funcționează ca și treasure-ul și dacă îl deschideți pentru prima dată, atunci o să găsiți în el un obiect special. Eu, de exemplu, am deschis și am găsit o ancoră care l-am pus aici. Și aici este lava jos de tot, însă eu nu am săpat, am lăsat în versiunea originală aproape, numai la ușă am blocat un pic. Și cam atâta. Această lume vă dă posibilitatea să descoperiți o viziune diferită asupra deplasării pe o lume. Aici puteți să săriți de câte ori vreți, deci e diferit. Însă nu puteți să spargeți, așa cum observați, nici eu nu pot, numai dacă apa, numai atunci dacă aveți la voi o găleată cu apă care vă dă posibilitatea să spargeți apa pe care o aveți pe lume. Până atunci nu puteți, chiar dacă sunteți ownerul lumii. Cam atâta despre această lume. Să trecem la lumea de desert. În lumele desert, background-ul e același, acestea sunt rocile, cactusul este exact ca și lava-ul, sand-ul cunoașteți și aici am făcut câteva modificări să blochez un pic ușa. Ce-i foarte important pe lumile astea, puteți găsi în fiecare lume câte o piramidă, care în vârf o să fie un obiect special. De exemplu, la mine a fost un obelisc special, dar pe alte lumi foarte rar poate apărea și Sun Gate-ul, care este ca și o ușă către o altă lume, numai că ca să o porniți trebuie să loviți 7 obeliscuri de astea negre.
în afară de Sandu și Cactus, nu prea am ce să vă zic, că majoritatea oamenilor fac lumele astea pentru Sanghit, fiindcă sunt foarte rare. A, da, și Sanghitul nu se poate sparge, adică orice, de oricâte ori vreți să-l mutați, nu o să îl puteți distruge să nu-l mai aveți, ci când o să se spargă, o să vă fie așa ca și obeliscul la mine aici. Și o să-l puteți culege de pe jos. Cam atâta despre lume. O să mai facem descrieri pentru restul lumilor. Până atunci, baftă la joc!